Pace, frați și surori, mă bucur că putem să ne auzim și pe această cale prin intermediul tehnologiei video și audio, la distanță. Este ceva neobișnuit pentru mine și este o, o noutate să ne putem auzi și vedea în felul acesta. Pentru vremurile în care trăim și pentru situația în care suntem, cred că avem nevoie de multă Înțelepciune de la Dumnezeu și de încurajare. Și în săptămânile care au trecut, m-am gândit foarte mult cum aș putea să fiu de folos și ce aș putea să aduc, ca și mesaj pentru dumneavoastră, din Cuvântul lui Dumnezeu, ca și în bărbătare, pentru dumneavoastră acolo și pentru noi acasă, unde suntem fiecare la casele noastre, în izolare, în, în așteptarea. A întâlnirii noastre, pe care o dorim să fie cât mai rapidă, în condițiile cât de siguranță de plină și Domnul să ne ajute la aceasta. Aș vrea ca să citesc uh, Psalmul 84. Este un psalm care seamănă foarte mult cu situația în care suntem noi acum și m-am gândit la el, că este potrivit pentru uh, situația specifică în care ne aflăm. Psalmul 84 către mai marele cântăreților de cântat pe ghitit un psalm al fiilor lui Core. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia varea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeu loștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului tău, căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Amin. Situația specifică a psalmistului în acest context, în contextul în care scrie el, este foarte, asemăna, foarte asemănătoare cu a noastră, cum spuneam mai devreme. Și de ce spun lucrul acesta? Psalmele au fost scriși și au fost adunați într-o culegere de psalmi după robie, după întoarcerea din robie. Și după unii comentatori, psalmul este plasat, scrierea psalmului este plasată fie în vremurile lui David, fie ulterior, după vremurile lui David, la 500 de ani distanță, după întoarcerea din robie, în juranul 538, probabil urmașii descendenții fiilor lui Core au scris psalmul, nu știm cu exactitate când. Dar în psalm vedem anumite detalii care ne fac să ne gândim la ceea ce vrea să transmită și la situația lui specifică în care se afla. Este clar că este vorba de o tânjire și de o, cum spune în versetul 2, Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Ce dorea el de fapt? Vrea să fie în casa Domnului și expresiile acestea apar de mai multe ori pe parcurs în versetul 1 locașurile tale, Doamne, în versetul 2, apare curțile tale, versetul 3, uh, altarele lui Dumnezeu, versetul 7, casa ta, versetul 10, curțile tale. Și asta era dorința lui. Este clar că el nu se afla acolo și problema cea mai mare în care, se afl, care, era, în care era psalmistul, autorul acestui psalm, era că nu era în casa lui Dumnezeu, adică, în prezența lui Dumnezeu. Ce era specific și ce era de dorit pentru el uh, locul acela? La Ierusalim, în templu, era locul în care Dumnezeu a promis și a spus că va locui și va fi acolo și evreul care mergea și se închina în templu avea conștiința faptului că Dumnezeu l aude și Dumnezeu era prezent acolo. Uh, situația este asemănătoare și cu noi, într-o anumită măsură, prin faptul că nu suntem în Casa Domnului. Știm foarte bine și nu vreau să spun altceva. Știm foarte bine Casa lui Dumnezeu, suntem fiecare dintre noi Templul, lui Dumnezeu suntem noi. Nu este aceeași acea situație identică în mod identic. Știm foarte bine și vreau să spun chiar din start lucrul acesta ca să nu înțelegem greșit. Domnul Iisus ne-a promis în Ioan că după ce voi pleca, vă voi trimite un mângâietor. Și. Mângăitorul acesta este Duhul adevărului, care va fi în voi și va fi cu voi. Și astfel, fiecare dintre noi, în parte, suntem niște mici temple ale Duhului Sfânt, niște mici temple ale Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu locuiește în noi prin credință, în, prin credința în El. În felul acesta, situația este puțin diferită. Dar ce anume este în acest psalm care iese în evidență cel mai mult? Care era dorința Lui în cel mai înalt grad? Și versetul 2 spune, Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Dorința lui profundă de a fi cu Dumnezeu. Și cred că la același măsură și noi putem să spunem că dorința inimii noastre este aceeași să fim cu Dumnezeu. În ce sens? Haideți să, cit să vă dau un exemplu și să citim un pasaj din Noul Testament ca să vedem că situația noastră este similară și nu este doar experiența lui atunci și acolo, este și experiența noastră astăzi. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 6, spune felul următor. Noi totdeauna suntem, versetul 6, capitolul 5, 2 Corinteni 5, versetul 6, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să fi plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Deci aceeași tânjire se pare că o avem și noi, pribegim departe de Domnul. Ne-ar plăcea ca Domnul Iisus să fie cu noi. Și în vremurile acestea de strâmtorare, ne-am dorit ca Domnul Iisus să fie cu noi și noi și chiar aici să fie cel care ne mângâie, cel care ne ține de mână în aceste vremuri tulburi, foarte tulburi, cu pandemie, cu boală, cu moarte. Vedem ce se întâmplă în toată lumea aceasta. Și această dorință o avea și psalmistul de a fi cu Dumnezeu și ce anume ne transmite. Ce anume ne, este ideea principală care vrea să o transmită. Este faptul că pe măsură ce vine înaintea lui Dumnezeu și începe să-și verse inima înaintea lui Dumnezeu să, să caute pe fața lui, uh, psalmistul este într-un necaz, este într-o nenorocire. Nu este în, cu Dumnezeu, ar vrea să fie căl, dar nu este acolo. Și versetul 6 spune în felul următor, când străbat aceștia, valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare. Valea plângerii, care era o vale, sau în altă traducere, valea Baca, era, prin, era, un loc prin care treceau ca să ajungă la Ierusalim, un loc fără apă, pustiu. Și chiar și în această călătorie a lor simțeau că au nevoie de putere E posibil ca la un moment dat să-ți pierzi puterea, de aceea versetul următor vorbește de o putere, de a crește, de a merge în putere, în putere. Pentru că la un moment dat e posibil ca în calea noastră, pe drumul acesta, pe, în viața de pe acest pământ, să ne pierdem puterea, să ne pierdem încrederea, să ne pierdem credința. De aceea avem nevoie, ca prezința, de, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Și tânjirea noastră este să avem mai mult din Dumnezeu cu noi, aici și acum. De aceea, experiența lui Psalmistul nu este foarte diferită de experiența noastră astăzi, așa cum ne spune și Pavel. Dar ce se întâmplă pe drumul acesta? Este o, o expresie care mi-a atras atenția și care mi-a dat de gândit. Și aș vrea să medităm la ea și să vedem atitudinea salmistului și să învățăm din ea. Versetul 6. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurii o acoperi de binecuvântări. Ce înseamnă că prefaci valea aceasta? Ce se întâmplă? Și... Am vrea să explorăm puțin gândul acesta și să ne gândim cum pot să prefac valea în care, prin care trăiesc și în care, în care, sunt de necaz și de îngrijorare, cum pot să o prefac într-o vale plină de bucurie, într-o într călătorie cu Domnul Iisus plină de bucurie, chiar dacă sunt încercări de tot felul și vedem frați de noștri care sunt în suferință, vedem surori care sunt în suferință, ne rugăm pentru ei. Poate chiar noi înșine am trecut prin aceste stări de deznădejde, de descurajare, văzând ce este în jurul nostru. Cum pot să trec printr-o vale a plângerii și să o prefac într-un loc plin de izvoare, într-un loc în care binecuvântarea și încrederea și siguranța, pacea, liniștea, să domine ființa mea și să pot să trec prin această, prin această viață cu Domnul Iisus plin de încredere. Aș vrea să ne gândim puțin și la uh, ceea ce auzim în jurul nostru. De multe ori aud și mă întâlnesc cu persoane, vorbesc, că creștinul adevărat, un creștin autentic, este creștinul bucuros. Care tot, un creștin care tot timpul este bucuros. M-am întâlnit cu cineva recent și spunea, ce faci? Foarte bine, sunt foarte bucuros. Și de fiecare dată când mă întâlnesc cu persoana respectivă, zice, cum ești? Nemai pământ, excelent, foarte bine, totul este bine. Și atunci când citești Psalmii, aia e un șoc. Mi, se pare cel puțin că dacă am avea și noi serile de rugăciune care le avem, întâlnirile de rugăciune, la fel ca în psalmi, biserica ar arăta foarte diferit. În psalmi, mare majoritatea lor sunt psalmi de necaz și de nenorocire. Și sunt mulți psalmi, psalmul 102, 106, psalmul 28, sunt nenorocit, sunt în necaz, și vii cu necazul înaintea Domnului și îți și inima înaintea Domnului. Și sunt de tot felul necazurile. Boală, în, primii, în prima parte a psalmului avem parte de boală, avem uh, probleme cu dușmanii, David avea probleme cu dușmanii și îl urmăreau și probleme acestea se amplificau, vedea cum din ce în ce mai mult este strâns și apăsat viața era în pericol în fiecare moment. Apoi uh, are probleme și cu păcatul, David. Și propriile lui greșeli îl urmăresc, și alegerile lui greșite, și viața, uh, alegerile greșite care le face, uh, îl urmăresc și pun viața în pericol. Uh. <coughs> și chiar psalmul acesta, 84, este scris într -o, în cartea a treia, că psalmii sunt împărțiți în cinci părți. În partea a treia este punctul cel mai de jos al psalmilor. Este punctul în care poporul este în robie, este în robia babiloniană și de acolo, pe cartea a treia, este, compilarea aceasta este făcută cum a gândit-o Duhul lui Dumnezeu și a pus cărțile împreună, în așa fel încât să fie o oglindire a poporului Israel și a, a, a viitorului lui. Cartea a treia din Psalm se termină cu Psalmul 89, la final, și este, cum spuneam, punctul cel mai de jos. Și Dumnezeu nu ia în derâdere și nu ia în ușor faptul că oamenii și uh, noi, ca și copiii lui, trecem prin voi adânci și el găsește cu cale ca să lase pe paginile Scripturii situații similare, în așa fel încât noi să căpătăm... Uh, încredere, pentru că trecând prin asemenea situații grele, să ne putem încrede în Dumnezeu și să putem să avem o resursă puternică de încredere prin faptul că aceleași stări le găsim trăite și de către psalmist. Și psalmul 89, la final, se încheie felul acesta, Psalmul 40, versetul 49. Unde sunt, Doamne, îndurările tale din tăi pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de o cara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân o cara murtor popoare. Adu-ți aminte de o vrăjmașilor tăi, Doamne, de o lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci, amin, amin. Și cartea a treia din Psalm se termină într-o deznădejde, dacă vreți să spunem așa, într-un punct de minus, de, de, vale și de deznădejde. Este foarte interesant să înțelegem că pe parginile Cuvântului Dumnezeu găsim și asemenea stări. Psalmul 28, dacă ar fi să luăm și să citim de asemenea, o asemenea stare este prezentată acolo. Doamne, către Tine strig, stânca mea, nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva dacă te vei depărta de mine fără să-mi răspunzi, să ajung ca ce se coboară în groapă. Și psalmul continuă și stările acestea de deprimare puternică, de lipsă de nădejde, de lipsă de perspectivă, sunt un punct foarte accentuat, mai ales în prima parte a psalmelor. Necazul, strâmtorarea. Și la fel este și în psalmul 84. Punctul care, ideea care este cel mai mult în evidență este că Psalmistului îi lipsește prezența lui Dumnezeu. Și ce este acolo? Ce este în Templu, în curțile Domnului, la altarul Domnului? În, cum, cum folosește El în casa ta? Ce este acolo? Este pace, este liniște, este încredere. Și asta vrea El să uh, recapete. Și după asta, tânjește Sufletul Lui. Versetul 3. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica ca un cuib unde își pune pui. Această metaforă nu la avea întâmplări apare, o pasăre nu își pune cuibul și nu își așează cuibul într -un, în orice loc, ci într-un loc, în primul rând, de siguranță. Asta știm foarte sigur. O pasăre își așează cuibul și locul ca să-și aducă puii pe lume într-un loc care este sigur și în care este liniște, pace, cum dobândești lucrul acesta? Și lucrul acesta se dobândesc prin credință în casa lui Dumnezeu. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci tot mai pot să, te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în acelor inimă locuiește încrederea. Și cum dobândești lucrul acesta? Prin credință, punându-ți încrederea în Dumnezeu, strigând la El. Și sunt trei pași pe care îi ni prezintă psalmistul în versetul 8. Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacov, tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeul, privește fața unsului tău. Și primul lucru pe care îl face, cred, în, în această situație grea în care este psalmistul, este să-și întoarcă față către Dumnezeu, să strige la el. Doamne, privește la mine, ia aminte de mine, nu fi nepăsător, ajută-mă, un al doilea lucru pe care îl face, căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte, eu vreau mai bine să stau în pragul casei Domnului Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă, nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Un al doilea lucru pe care îl faci când ești în strâmtorare și ești în necaz, nu știu dacă ați observat, dar dorința de a fi mai curați și mai sfinți este prezentă la fiecare dintre noi. Când ești, Dumnezeu îngăduie vremurile acestea de cercetare ca să ne trezească. Cum suntem noi? Și în oglinda cuvântului Dumnezeu îți dai seama dacă, ești, dacă duci o viață fără prihană sau nu. Este o, o viață curată, este o viață care îi face plăcere lui Dumnezeu să te privească. Doamne, întoarceți fața despre mine, spre mine, dar cum să-și întoarcă Dumnezeu fața la tine dacă tu ești păcătos? Dacă nu-ți mărturisești păcatul, dacă nu te pocăiești și nu, nu vii înaintea lui să-i să, să ceri iertare? Și cred că lucrul acesta Dumnezeu le îngăduie în viața noastră și situațiile de acestea de vale, de vale a plângerii, le îngăduie în viața noastră ca să ne întoarcem spre El și să ne pocăim, să ne cerim iertare și fiecare ne știm greșelile. Nu este, nu este greu să-ți faci o listă cu greșeli, să vină înaintea Lui Dumnezeu și să îi le spui Doamne iartă-mă, Doamne te rog curățește-mă, ajută-mă să duc o viață fără prihană. De ce? Pentru că viața este atât de fragilă. Trăim în niște vremuri în care ai luat un virus și în două săptămâni ai murit. Nici -apuci, poate nici n pus să zici ultima rugăciune și ai murit. Și lucrul acesta trebuie să te cerceteze, să vadă cum ești. Cum ești înaintea lui Dumnezeu? Ai o viață fără prihană? <coughs> Și încă un lucru vreau să vă spun. Când copilul Dumnezeu trec prin Valea plângerii, ei își schimbă perspectiva. Ei își prefac, cum am spus, prefac Valea plângerii într-un loc plin de izvoare. Și cum se întâmplă lucrul acesta? schimbându-ți mintea, schimbându-ți atitudinea, gândind și apropiindu-te de Dumnezeu, gândind în termenul lui Dumnezeu viața, văzând viața în perspectiva lui Dumnezeu. Lucrurile sunt trecătoare și de aceea trebuie să spui viața în rânduială. Unde te situezi? Cum ești în relația cu soția? Cum ești în relația cu vecinii? Cum ești în relația cu fratele? Cum ești în relația cu sora? Ne pare rău că nu putem să luăm masa Domnului împreună, și scopul mesei Domnului nu este acela decât de a sta lângă fratele, a sta lângă sora și a vedea, am ceva în inima mea față de el? Este un lucru, un resentiment pe care l am față de el? Este un gând rău, un gând ascuns care mă macină acolo și îl țin de mult timp în inima mea și nu mă împac cu fratele meu sau nu îl iert în inima mea? Și Dumnezeu ne trece prin aceste lucruri ca să ne apropie de El. Scopul lui Dumnezeu ăsta este în cele din urmă. Și în cele din urmă, al treilea pas pe care îl face psalmistul este versetul 12. Doamne Dumnezeu la oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Încrederea în Dumnezeu înlocuiește teama cu încredere. Ceea ce te domină și frica aceasta nu se poate să nu te apase într-un fel sau altul. Fie că urmărești știri negative prea mult la televizor, fie că discuțiile care le ai cu apropiații pe chat sau pe orice mediu de comunicare te apasă și te fac să fii temător, să-ți fie teamă. Să nu mai vezi un viitor pentru copiii tăi, să nu mai vezi un viitor pentru familia ta, ce o, ce -o să mai fie la, în următoarele două luni, nici nu știm. Nici nu ne putem imagina cum o să fie viața peste două luni. Înlocuiește teama cu încrederea în Dumnezeu nu pot, nu, mă gândesc că noi ca și copii al Dumnezeu nu putem să citim Cuvântul lui Dumnezeu și să citim psalmul, psalmul în general sau Vechiul Testament, să citim prin altă perspectivă decât prin perspectiva cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Este ca și cum, să zic așa, ai văzut un film, știi deznodământul și acum când îl revezi din nou, nici, nici nu mai poți să vezi filmul acela fără să știi deja ce se întâmplă la final. Noi, noi avem deja toată imaginea de ansamblu. Psalmistul nu avea în momentul respectiv. Noi avem imaginea de ansamblu prin faptul că îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. Știm de ce a venit. Știe, știm ce înseamnă versetul 11. Nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Cum definim lucrul acesta? Nu lipsește de niciun bine. Binele cel mai mare și singurul bine care îl putem avea pe pământul acesta, într-o lume coruptă și plină de boală și de păcat și de nenorocire, singurul bine care îl putem avea este să ai încredere în Domnul Iisus Hristos, să ai o relație cu El, să-L recunoști ca Domn și Mântuitor. Ăsta este binele și în felul acesta se definește binele pentru că noi avem întregul cuvânt al lui Dumnezeu. De asemenea, noi, cum putem să refacem această vale a plângerii, cum spuneam, într-un loc plin de izvoare. Mă duc cu gândul la Domnul Iisus Hristos în, în discuția Lui cu femeia cananeancă. Este aceeași idee de uh, apă, de izvor și aceeași metaforă, apa aceasta vie care îți aduce viața veșnică. Haideți să citim împreună și să vedem ce ne spune Domnul Iisus cu această ocazie în discuția cu o femeia samaritancă. Versetul 10 din capitolul 4. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el îți va fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna aceasta Fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns. Și vă rog să fiți atenți. Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu va fi sete. Ba încă apă pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Și urmăriți această expresie, se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Aceeași, și vreau să mă leg de lucrul acesta, pentru că credința în Domnul Iisus Hristos, credința în El, ca Fiul ale Dumnezeu, ca Cel care îți răscumpără păcatele și poate să-ți dea viață veșnică, este Cel care preface mintea ta, viața ta, îți schimbă totul la 180 de grade, totul se schimbă, felul în care privești lucrurile, în felul în care privești moartea, felul în care privești boala, moartea celor dragi, totul, viitorul copiilor tăi, a relațiilor pe care le ai cu soția, a relațiilor care le ai cu frații, a relațiilor care le ai la serviciu, cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cu cei care se numesc creștini, dar de fapt nu, nu, duc o viață după voia lui Dumnezeu prin, prin curăție și ascultare de cuvântul Lui. Și credința în Domnul Iisus Hristos, cum spuneam, este cea care îți preface toată viața ta, gândirea, modul de trai, modul de a trăi în viața de zi cu zi. Fără lucrul acesta, orice învățăminte am luat din Cuvântul Dumnezeu, fără să le ancorăm în Domnul Iisus Hristos, nu, nu au valoare. Pentru că întreaga Scriptură are ca scop glorificarea Domnului Iisus Hristos, și mesajul din nou, din Vechiul Testament este uh, împreună cu uh, cel din Vechiul Testament creează imaginea și Vechiul Testament creează imaginea a Domnului Iisus Hristos. Cartea a patra a psalmilor, spuneam de cartea a treia, cartea a patra a psalmilor este invocarea promisiunilor lui Dumnezeu a legămintelui avra, avramic, legământului mozaic pe baza căreia Dumnezeu urma să aducă uh, răscumpărarea, urma să aducă un mântuitor pe Mesia cel promis. Cartea a cincea psalmilor îl prezintă pe noul David, David cel care urmează să aducă mântuire, cel fără de păcat, cel care nu are probleme cu păcatul, în cartea a psalmilor nu mai are probleme cu păcatul, are în schimbare uh, probleme, suferă foarte mult, este în suferință, este prezentat în suferință și aceasta cu privire, uh, ne duce cu privirea direct la Domnul Iisus Hristos. Deci psalmii în ansamblul lor sunt construiți ca să te să atintească privirea la Mesia care urma să vină, la Domnul Iisus Hristos. Și în discuția lui cu femeia aceasta, el spune oricui va bea din apa fizică, dintr-o fântână, îi va fi iară sete. Deci nu este vorba de o vale Baca, prin care treci, valea Baca, un deșert. Este vorba de o, o sete spirituală, un deșert spiritual, o viață goală, o viață în care uh, tânjești după Dumnezeu. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el, într-un izvor de apă care le va în viața veșnică. Și izvorul acesta de apă este credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Cu lucrul acestea aș vrea să ne mângâiem inimile și să ne întărim în credință. Și să ne prefacem teama, să renunțăm la teamă și să ne ațintim privirea la Domnul Iisus Hristos. Psalmul 84, asta încearcă să facă în cele din urmă, să-ți ațintească privirea către Domnul Iisus Hristos, către Dumnezeu. Aș vrea să închei și să recitesc încă o dată Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude Ferice de cei ce spun tăria în tine, în acoror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacov. Tu care e scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața onsului tău căci mai mult face o zi în curțele tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al știrilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Amin.